domnul primar, o clădire care este în curs de reabilitare și un sistem de încălzire foarte interesant. Da, este vorba despre clădirea maternității din orașul Cugir, ultima care a rămas nemodernizată din cadrul Spitalului Orășenesc Cugir. Este important că aici vom folosi pompe de căldură, un sistem nou pentru noi. Este prima dată când folosim în orașul Cugir așa ceva și sperăm ca eficiența energetică a clădirii să fie foarte bună și costurile cu energia să scadă substanțial. Ce înseamnă acest sistem mai concret? Se folosesc pompe de căldură care folosesc temperatura apei din subsol printr-un schimb termic. Este important ca pentru noi ca instituție publică aceste cheltuieli cu energia să fie cât mai reduse și eficiența energetică în cadrul clădirii să fie cât mai bună, astfel încât pe timpul verii să fie oarecum rece și pe timpul iernii să fie cald. Pe când estimați finalizarea clădirii? Luna septembrie în acest an este termenul contractual. Deocamdată lucrurile sunt în termen, sperăm ca să ne încadrăm în acest termen și să putem da în folosință la finalul acestui an această clădire. Mai avem de organizat și licitația de echipamente și aici dotări, care este în curs și după finalizarea licitației și de echipamente o să avem un termen mai clar pentru darea în folosință a întregii investiții. Cât de important este pentru oraș și pentru zona această maternitate? Pentru noi este foarte important pentru că, așa cum știți, în 2009 Spitalul Orășenesc Cugir a fost pe lista aceea de închidere de spitale. Prin investiții atât din bugetul local, cât și din bugetul național și din fonduri europene, reușim să punem Spitalul din Cugir să fie una dintre instituțiile de sănătate, să zic, care oferă servicii decente locuitorilor orașului Cugir. Într-adevăr, este cea mai mare investiție făcută în ultimii ani la Spitalul Orășenesc Cugir. Este vorba de clădirea maternității, incluzând compartimentele pediatrie și ginecologie. De mai bine de 15 ani, clădirea a fost nerenovată, nașterile au fost sistate, iar prin accesarea fondurilor europene, în vederea reabilitării energetice, o să contribuim la renovarea și recompartimentarea și refuncționalizarea secțiilor care au rămas în urmă cu dotarea și infrastructura. Deci este o clădire în care își vor desfășura secțiile pediatrie, obstetrică, ginecologie. Nu sunt probleme vis-a-vis de medicii care își desfășoară activitatea la Spitalul Orășenesc Cugir, cu excepția unor specialități care sunt deficitare, însemnând aici medicii radiologi care sunt foarte greu de adus la un spital orășenesc, medicii cardiologi de asemenea. Din fericire, la cardiologie am reușit să încadrăm un medic, medicii urgentiști și ateiști. În rest, în mare parte, problemele spitalului din ceea ce privește necesarul de personal au fost rezolvate, în sensul că avem medici pediatri, avem medic ginecolog, interniști, avem medic diabetolog, endocrinolog, oftalmologi, avem chirurgi, urolog, pe foarte multe specialități pe care le aveam în organigramă. În momentul de față avem medici încadrați. O să fie și o dotare foarte importantă. Da, bineînțeles că în clădirea care se află în spatele meu se vor amenaja blocul de nașteri și sala de operație specifică compartimentelor ginecologiei, cu dotarea specifică și mobilierul medical noit, vor fi achiziționate toate aparatele de care au nevoie medicii pentru a-și desfășura activitatea într-un mediu normal. Cât de important este pentru comunitate, pentru spital, această secție de neonăscut și pediatrie? Este foarte importantă, dacă nu cea mai importantă, având în vedere faptul că în orașul nostru sunt mulți tineri care au nevoie de consultații în ceea ce privește pediatria. În momentul de față n-au fost sistate serviciile pe parte de pediatrie, pentru că se desfășoară în regim ambulatoriu. Avem un cabinet de pediatrie unde avem încadrat un singur medic care acordă consultații în ceea ce privește problemele pediatrice. De asemenea, activitatea ginecologiei, activitatea a fost relocată într-un spațiu mai restrâns, un spațiu tranzitoriu până la renovarea clădirii și consider că investiția se justifică din plin, astfel ca la sfârșitul anului, atunci când vor fi gata investițiile, să putem da drumul la activitate într-un ritm normal. Vom relua nașterile și tot ceea ce înseamnă de compartiment, însemnând internările pe parte de pediatrie și obstetrică ginecologie.